efectiv atins, ce urmează? Ne calificam în care. Știam, nu l-am nici cum așa, nu trebuie să l-am nici cum așa. Urmează un meci extrem de dificil, cel cu FCSB, dar înainte de asta, sigur, vreau să îi felicit pe toți cei care au contribuit la această performanță. Să zic eu, obținută până momentul de campionat, să conduci de tașa, să faci 30 de puncte, cred că totuși cei jucători merită lăudați. Ceea ce am făcut, și de mine a lăudat foarte mult, vreau să-i felicit pentru că, într-adevăr, o performanță deosebită pentru noi. Iar de aici încolo începe un alt obiectiv. Efectiv, facem tot ce putem, cât mai rapid să ne calificăm. Acesta este obiectivul. Totuși, ce a licitat pentru o victorie? S-a început foarte bine, practic 1-0 în primele minute. Ce credeți că a licit pentru trecut? Cred că nu am fost lucid. Destul de cristal, destul de încordat, cum și cum se finalizează, nu se găsim și lucrurile cel mai bun. Putem să facem primul lucru de 2-0. A venit așa cum ca anticipam. Era teamă să nu facem o greșeală să-l dea gol. Așa că și întâmplat a venit acolo. Din nimic, practic, a ajuns din de la Lübeck. Am scris, chiar dacă au fost scris câteva momente în care pe posesie fare mai puțină dificultate. Dar eu cred că așa, per total, am fost echipa care am controlat jocul, mai ales am doar repriză, am încercat destul de multe situații care puteau fi ocazii foarte, foarte mari. Dar la fel neinspirați, la fel prea încordați, prea mare dorință și presiune, e posibil. Dacă vedeți la câte situații am avut de 16 metri, nu am prins și acele lovituri libere, am fost prea în față, prea în spate, la fel acolo Blănuța are mingea 6 metri, toată poarta goală, calcă pe minge, nu reușim să dăm gol. Da, deci și astfel de jocuri, dar eu sunt foarte mândru de acești jucători care am reușit până la urmă să avem niște rezultate de acolo, de pe până mână. Da, a avut ceva, nu sunt grave, contractură sau crampe sau arătare oboseală. Sper să nu fie nimic de grav, dar este, probleme nu sunt grave. Foarte bătăios Bota, juniorul. Foarte bine. Foarte bine, cu mult curaj, cu personalitate, un jucător așa cum am zis, încerc să-l pregătim. Nu l-ardem, dar să se adapteze la nivel de senior, dar e un jucător, cum am spus, foarte, foarte talentat, respect în ogradea noastră, cum se zice. Și tare mă bucur pentru el, a avut un randament foarte bun. Și chiar, așa, cu mult curaj. Cum se vede fotbalul românesc de pe locul întâi? Cum se vede? Eu sunt foarte mulțumit pentru că, repet, știți ce înseamnă pentru mine această responsabilitate, cât mă încarc și cât de mult îmi doresc acei oameni să nu fie de vreme de stare. Și eu sunt fericit pentru fericirea mea, pentru bucuria mea. Pentru că le-am dat această bucurie de moment. Da, această satisfacție să fie mândru de acest lucru. Avem din nou obligații mari, să nu facem să fie dezamăgiți, trebuie să continuăm. Avem mult de lucru, trebuie să ne mulțumim la punct, trebuie să ne mulțumim, dar în același timp nu vreau să mă concentrez pe lucrurile negative, pentru că au fost prea multe lucruri pozitive și frumoase până în momentul de față. Și că faci descumpări, bineînțeles, de acest tur, așa pentru că în continuare fără victorie, în departare. Dar oricum, o echipă care a văzut de acolo și o echipă bine instruită, jucători tineri foarte, foarte buni, mulți jucători tineri și-au luat cu 2 ani, cu 3 jucători ani de acolo. Și la
Mihai sunt și la el sunt cu totul câștiga două campionate, are multe experiențe, sunt anumite situații în care nu le pot găsi foarte greu de controlat. Și la fel se găsesc lucrurile cele, cele mai lungi, dar sunt convins că vor găsi soluții și motivatoare. Foarte mulți suporteri se gândesc deja cum ar arăta Clujul cu Cluj campion. Ar fi ceva foarte, foarte frumos, la deosebit. Să vezi suporterii noștri că satisfac această mândrie, această legătură care există între ei și Cluj. Satisfacția asta care a rezistat extraordinar. Să vezi echipa ta de suport, pentru ei lucru extraordinar. Păi e cam singura echipă de tradiție din fotbal românesc care nu are un titlu. Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova, Petrolul, UTA și Timișoara nu are poli, dar are Chinezul și Repensia. Deci da, Cluj ar fi cam singur. Asta e o răspundere mare și o responsabilitate mare pe unul. Și îmi doresc foarte mult să le fac această lucrurile. Cred că și jucătorii din urmă care îmi doresc. Vă gândiți că există posibilitatea să câștige un titlu la finalul campionatului? Ai foarte greu să anticipezi de lucruri care se pot întâmpla, neprevăzute, trebuie echilibru. Nu știm încă cum vor reacționa jucătorii atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit. Nu ai realizări, nu ai poate pierzi, nu știm cum reacționa. Deocamdată a fost prea frumos, a fost un lucru pozitiv, o singură înfrângere. Acest campionat. Repet, ce îmi dă așa o satisfacție este că această echipă este comunicată. E adevărat că se vorbește puțin, nu e nicio problemă, e și normal să vorbească foarte puțin, dar de ce înseamnă această echipă, această performanță, la o diferență așa de mare, că totul e o diferență mare. Și o să am spus. Asta e punctul. Nu e acolo un punct, la cantare de puncte, cu la care la Miran, mi-am spus, adică toată n-am spus la Miran. Ați apucat să o vedeți? Da, dar n-aș vrea să comentez, pentru că l-a trăgeți prea mult de Cuba și am arbit chiar la Miran. Orice se putea face acolo ce... Am văzut faza la Miran. El a fost gândit, așa a văzut faza, înseamnă că are experiență. Dacă ar fi fost, dacă el ar fi considerat că ar fi dat. Acum, sunt și decizii. Întotdeauna și eu, ca antrenor și jucătorul am cel mai potrivit de decis. Dar merg pe mâna lui chiar dacă din punctul meu de vedere am venit așa. Greu de controlat copil la finală, în vada terenului, nu știu dacă ați mai văzut. Da, ne bucurăm chiar. E un lucru frumos, plăcut. Așa ar trebui să întâmplă. Acei copii se vezi că zâmbesc, că se simt bine, că iau autograful. Și fac poze, rămân, sunt amintiri superb, amintiri foarte. Așa se formează suportul.